Salutare prieteni, vă prezint acum lanterna Olight Warrior 3. Este un upgrade al modelului M2R Pro cu 2300 de lumeni, 300 de metri distanță de iluminare. Aici avem specificațiile. Cutiile frumoase de la Olight, ne dăm seama că este vorba de o lanternă foarte bună, atenția este una dusă la extrem, un mesaj de mulțumire aici, lanternuța într-o husă de cordura, cutiuța cu accesorii, avem un manual și un încărcător. Ok. Arată husa și cu lanterna, o să revin asupra husei puțin mai târziu. Deci lanternuța, clipsul de buzunar este inclus, acumulatorul este în interior, 5000 de miliamperi, nu trebuie scos, se încarcă pe aici. Arată într-un mare fel această lanternuță, foarte frumoasă. Ok. Clipsul este bidirecțional, se poate folosi și așa și pe aici, dar se poate muta și aici în spate. Aici avem un buton de operare și la fel se și încarcă, tot pe aici. Și mai avem un al doilea buton de operare pe lateral. Ok. Pentru a reîncărca această lanternuță este suficient să apropiem lanterna de această monedă. Se lipește. Cablul MUFA aceasta USB o introducem în orice încărcător de telefon de minim 2A ca să funcționeze și încărcarea rapidă. Are și încărcare rapidă. Baterie externă, încărcător de la telefon, oriunde, extrem de versatil și simplu, toate lanternele Olight au același sistem de încărcare. Avem aici un LED, se face roșu cât încarcă, se transformă în verde când e gata încărcarea și asta e tot. Să vă arăt repede și husa din cordura, de foarte bună calitate, da? Intră în felul ăsta, vedeți, este foarte compactă. Se poate prinde aici cu o carabinieră sau la centură. Interiorul este unul moale. Îmi plac husele astea noi de la Olight. Ok. Acum v-am arătat. Să încerc să apropii puțin. Se vadă mai frumos. Ok. Ca și mod de operare, aici pe spatele lanternei este un buton metalic cu două funcții. Dacă se apasă jumătate de tură, lanterna se aprinde pe modul un mod mediu. Dacă se apasă până în capăt, se aprinde pe modul mare. Nu, o simplă apăsare. Asta este pentru cei ce vor să utilizeze lanterna pe mod tactic, adică așa, în felul ăsta. Avem și aprindere momentary on, adică se ține apăsat, cât timp ți-a apăsat, lanterna rămâne aprinsă, luăm degetul, se stinge pe ambele fațe, dacă apăs până în capăt și iau degetul, se stinge. Pentru cei ce doresc să utilizeze lanterna nu într-un mod tactic, acasă, într-un, să zic, home use sau chiar în zonă mai industrială, să spun, sau așa, sau pe bicicletă montată sau ca lanternă de backup, putem să o utilizăm de aici, să o operăm de aici, adică o apăsare scurtă pornește, încă o apăsare scurtă se oprește. Odată pornită lanterna, ținem lung apăsat,
și selectăm modul de iluminare, mod ce ne este prezentat și pe aceste LED-uri. Ele se aprind și se sting. Da? Vedeți? În dreapta este nivelul bateriei, în stânga nivelul de iluminare, unul din cele patru moduri. Putem să o aprindem și de aici din spate și acum ținând apăsat pe lateral se modifică, deci ele merg în tandem, aceste două butoane. O treabă foarte interesantă a făcut Olight cu această dublă acționare. Triplu click intră în stroboscop. Dacă ținem lunga apăsat, intră în modul și luăm mâna, intră în modul Moonlight, cel mai mic mod de veche, cu o autonomie senzațional de mare, 55 de zile în mod în continuu. Vă dați seama cât poate să țină asta. Poate fi folosit ca lumina de veche, poți să citești ceva într-un cort, în fine. Așa. La fel mai putem să și blocăm la butonul, ținem lunga apăsat, se aprinde și apoi se stinge. E, în momentul ăsta cele două butoane sunt blocate, nu mai funcționează. Da, și aici mi apare un LED roșu. Da, aici. Nu știu dacă vedeți. Ca să o aprindem, ținem lunga apăsat și se va aprinde. Lanterna asta la bază este o lanternă tactică. Poate fi folosită și ca lanternă de vânătoare, adică există tot felul de aici în spate, de asta arată așa ciudat, se pot monta niște fire prelungitoare pentru arme tactice de prins pe mitraliere, pe puști de asalt. Da? Dar a existat, Olight a observat că există o cerere foarte mare din partea consumatorilor către acest tip de lanterne, consumatori obișnuiți, ce nu folosesc lanternele în zona asta tactică, și atunci cumva a făcut-o să fie all-in-one, să fie utilizabilă și de către cei de segmentul profesionist, cât și de oameni obișnuiți ce doresc să-și folosească lanterna într-un mod non-tactic, da? Pe lângă casă, pe bicicletă, da? Pentru că acest tip de lanternă este foarte rezistent, este extrem de performant, au niște calități, adică este o lanternă cu adevărat indestructibilă, vă dați seama, se pun pe pacauri, pe lanterne, pe puști automate, la ce șocuri sunt supuse, deci sunt cele mai rezistente lanterne din seria Olight, acestea tactice, da? Pentru că trebuie să meargă fără greșeală atunci când le folosesc cei din poliție, armată, în America sunt folosite cu succes acolo. Și în felul ăsta Olight nu a practic nu, adică introducând această operare dublă, nu a sacrificat absolut nimic. Deci lanterna nu este cu mai puțin tactică. La fel dacă o gândim ca și o lanternă de mână, e de ce sau de casă, de mașină, de backup, da? Se ia curentul. O putem folosi fără nicio problemă, nu ne încurcă faptul că este tactică. Celelalte lanterne mai mari tactice au doar două moduri, sunt gândite cu totul altfel. E, asta o poți folosi exact cu succes în orice activitate, fără nicio problemă. Chiar excelează în ambele variante. Butonul acum, vedeți, este așa, adică să nu-l apeși din greșeală, este la suprafață. Este îngropat puțin, dar se apasă foarte bine. Lanterna este rezistentă la apă, se poate imersa în apă, e foarte rezistentă la șocuri. E dotată cu un LED de ultimă generație, foarte, foarte puternic, de 2300 de lumei. Acumulatorul iar este unul foarte bun, de 5000 de mAh, litiu-ion. Da? O lanternă cu adevărat profesională. Ce poate fi utilizat atât în segmentul, cum am mai spus, tactic, profesional, industrial, cât și între segmentul de home use, outdoor use, oriunde doriți, pe bicicletă se poate prinde, pentru că este și foarte mică, observați, e compactă, având și performanțe foarte mari, sunt și lanterne mai mici și mai mari, dar asta este una extrem de compactă. Da? Eu am una pusă în cotiera de la mașină, modelul vechi M2R Pro, și e genial. Adică
îl pot folosi la absolut orice. Așa, cam atât despre ea. Cel mai bine urmăriți și filmările de noapte, că acolo o să vedeți cu adevărat ce poate să facă acest monstru mic. Urmăriți și sunt foarte multe poze pe site-ul nostru, pe olaistore.ro. De asemenea, dacă vă pasionează domeniul, avem un nou site ca capro.ro, unde avem prezentate toate brandurile importate de noi și distribuite în România. Încă nu este la nivelul lui Olight Store, însă lucrăm la el. Vă mulțumesc foarte mult, sper să aveți ocazia să vă jucați cu o lanternă și să ne spuneți feedback-ul dumneavoastră. E o lanternă ieftină, este o lanternă extrem de performantă și extrem de bună, cu un raport senzațional mărime-performanță. Vorbim deja de lanterne premium, de la asta în sus, din seria Warrior tactică. Au schimbat denumirea, deci pentru cei ce cunosc lanternele este vechiul M2R Pro, upgradat. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă urez o zi minunată!